și cine v-a găsit la simpozionul intitulat despre iubire, de comunitatea acela județului Bafia Dezbatru și a venit simbolul președinte. Am văzut Victor Cutașu, sunt un indicațional la istorie și autor. Studiez în clasa 11 la Educația Dumnezeu Cantemir, Unești. Și astăzi ne-am adunat aici pentru a vorbi despre un subiect fundamental al Universului. Dacă aș putea folosi această exprimare, pentru că vorbim despre iubire și tot ce implică aceasta. În primul rând să spunem că începe un lung șir de simpozioane și evenimente. Noi, comunitatea de la Cel Bacău, ne-am gândit urmărim, am putea spune, câteva scopuri principale. Și aici, în sala, avem și pe primul vicepreședintele organizației, Dariu Sobrea, și pe, evident, președintele al filialei Livezi, da? Valentin, de general, da? Iubirea este un subiect pe care îl abordăm astăzi cu mare respect, admirație și, în ultimul rând, trebuie să avem mai multe perspective. Când vorbim despre iubire, trebuie să avem automat mai multe perspective. Trebuie să avem o perspectivă științifică, psihologică, o perspectivă poate filozofică modernă, una religioasă, una literară și, evident, pe lista poate continua. Primul scop și scopul suprem al organizației noastre este să răspândească cultura în rândul tinerilor. Asta este scopul nostru suprem pentru care ne luptăm și ne vom lupta de acum încolo. Pentru că fără educație și cultură nu putem trăi, doar supraviețui. Dar pentru că omul este ființa rațională supremă și ființa afectivă supremă, trebuie să conștientizăm importanța culturii, cel puțin pe plan profesional, dar și pe plan personal. Iar Europa, continentul pe care locuim noi astăzi, este un continent bogat în această direcție. Un continent care are în spate o cultură uriașă. Da. Metusalemică, în primul rând, pentru că parte din epoca pomerică, Europa a cunoscut perioade și opere semnificative a literaturii mondiale. Am putea spune chiar că Europa este o pepinieră de cultură. Acum, astăzi, vom aborda prima temă, și anume iubirea, dar care pornește totul. Este doar, vă repet, un prim element, un lucru și de astfel de evenimente care se vor desfășura de-a lungul, cel puțin în acestui an școlar, putea spune, deoarece în luna viitoare vom organiza o dezbatere. În noiembrie voi lansa un nou volum, și anume Conversații cu Elie, la care vă invit să participați, probabil tot aici la filiala Cosenzana. Și vom continua stilul acesta cu un eveniment, ne-am propus să facem un eveniment în fiecare lună, cel puțin în fiecare lună, pentru a încuraja tinerii și nu numai tinerii să participe și la astfel de evenimente, să învețe ceva în primul rând și să-și formeze spirit critic, să-și formeze abilitatea unei gândiri critice, care este foarte trebuitoare în epoca contemporană. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta, pentru că acum singura diferență între profesionalul dintre noi oameni și inteligența artificială este capacitatea de gândire critică și afectele. Astea sunt cele două elemente fundamentale care întotdeauna ne vor delimita de inteligența artificială și ne vor face să fim superiori. Întotdeauna. Deci, trebuie să fim optimiști din punctul de vedere din această privință. Acum, ca să trecem la subiectul nostru de astăzi, am invitat câteva persoane să ne vorbească despre acest fenomen universal, anume iubirea. Părintele paroc Gheorghe Cojocaru, aplauze, vă rog, ca să...
aduce o altă viziune, poate, asupra, din perspectivă teologică, asupra fenomenului iubirii. În continuare, doamna profesor Emilia Bobiu, care este profesor de limbă și dator român la Colegiul Național Dumitru Catilin Ionești. Și doamna profesoară Florica Beleșu, care este, a fost profesor de fizică în Unicii Colegi la Colegiul Tehnic Pregătorului. Evident, dacă nu în ultimul rând, avem pe domnul profesor doctor Ghivina Goe, care este profesor de științe sociale la aproape toate școlile din Municipiul Ionești. Astăzi, dumneavoastră va prezenta o perspectivă filozofic modernă, să spunem, asupra subiectului iubirii și, evident, dacă mai sunt persoane din public doritoare să intervină în cadrul simpozionului, suntem deschiși și cu mare drag îi primim la pupitul să ne spună câteva cuvinte. Acum, un pic regulile jocului, ca să spunem așa. Fiecare invitat ne va prezenta punctul său de vedere, perspectiva sa, va avea o intervenție și după aceea va fi supus unei sesiuni de întrebări, dacă sunt din public, dacă dintr-o lipsă de idei publicul nu va reuși să găsească niște întrebări, mă asigur eu de asta, am avut dinainte, adică nu scăpați. Și, mă rog, trebuie să spunem că nu v-am păcălit în afiș asupra persoanelor invitaților. Este doar o mică inconveniență. 3 de cei 5 invitați pe care i-am invitat nu au putut, din păcate, să ne onoreze cu prezența, astfel că am găsit alternative foarte bune din punctul de vedere, care se poate susține acest simpozion cu o temă atât de importantă, capitală, crucială, putea spune, pentru umanitate. Eu nu o să vă mai vorbesc. Din punctul meu de vedere, din punctul de vedere istoric, să spunem, iubirea a evoluat foarte, foarte frumos în cei 5.000 de ani de cultură și civilizație. Dacă ne referim la civilizația sumeriană, avem primele exemple de iubire. Iubirea din ținutul paradisiac Dilmun, între zeul Enki și Ningul Sag, Zeița. Și evident că putem să și delimităm tipurile de iubire. Avem Amor Dei, care este iubirea față de Dumnezeu, Amor Sui, care este iubirea față de sine. Avem Amor Sacru, Amor Profan, da? Agape, Filia, Eros, Caritas, Cupiditas, sunt o mulțime de tipuri de iubire care s-au derulat de-a lungul istoriei umanității, pe care, cu siguranță, după acest simpozion, îți avea curiozitatea să le descoperiți. Pentru că simpozionul are rolul doar de a introduce un individ într-un subiect. Iar după aceea este de datoria individului să-și continue propria cercetare. Așa că, nu mai adăugând nimic, o să invităm pe Părintele Paro, Viorica Cojocaru, să ne spună câteva cuvinte despre perspectiva teologică a iubirii. Mă bucur să fiu între dumneavoastră și cu dumneavoastră în această temă care învăluie omul, îl fascinează și îl desăvârșește. Uitându-mă puțin la Victor, pe care l-am cunoscut, fiind, cum se zice, creștin catolic, l-am cunoscut mai bine în urmă cu aproape 2 ani de zile, și auzindu-l cum vorbește, am spus, Ten Hag, la o muncă extrem de prețioasă, dar grea, deoarece astăzi cultura nu mai este prețuită. Nici arta, decât doar de un grup, poate, restrâns. Suntem într-o eră a pozitivismului, a materialismului, a concupiscenței,
Și sigur, parcă suntem mai atrași de așa ceva decât de valorile spirituale care susțin existența umană. O reînvie când dă să moară și mântuiește. Despre iubire, mi-a fi plăcut la acest simpozion să vorbesc de mărturie. Victor mi-a zis să fac o expunere a iubirii creștine. Nu se poate în câteva cuvinte, căci mi-a și limitat timpul, dar în ceea ce vreau să spun, vreau să dau mărturie afirmând anumite principii ale iubirii. Pentru că iubirea nu poate fi cuprinsă și exprimată în cuvinte. Iubirea este darul cel mai mare al lui Dumnezeu, de care omul se împărtășește încetul cu încetul. El fiind un dar al acestei iubiri, omul în sine ca și creatură. Pentru că vorbim despre chipul și imaginea sa în noi. Iar acest chip și imagine este rodul iubirii sale față de fiecare dintre noi. În dorința de a spune câteva cuvinte și să fiu pe înțelesul tuturor, am luat o enciclică a Papei Benedict al XVI-lea, despre care se spunea și se spune și actualmente, a figurat printre cei cinci oameni o dotare spirituală și intelectuală excepțională din lume, printre primii cinci oameni. Când am făcut în anii 80 teologia, și am văzut că cineva, sau am auzit că este cineva, este absolvent al teologiei și m-am bucurat că cineva ia în brațe și ceva care poate astăzi nu mai este atât de valutizat. Eram tot timpul fermecat de personalitatea lui Ratzinger, ulterior cardinal și papa al Bisericii Catolice. Iar el, în pontificatul său, a scris o enciclică, prima sa enciclică, despre iubire. Și mă bucur că la începutul activității tale, culturale, ai ales această temă, care poate fi continuată în mai multe întâlniri, pentru că ar fi prea ușor să sărim peste dimensiunea fundamentală a vieții noastre, într-o simplă întâlnire sau într-o simplă expunere. Așa că mi-aș permite să vă citesc câteva fraze din această enciclică pe care vă recomand. Deus caritas est. Să citesc câteva din aceste afirmații pentru ca să avem și o noțiune religioasă despre iubire. Spunea Victor de mai multe tipuri de iubire și așa este. N-am amintit și de iubirea de patrie, iubirea de pământ și așa mai departe. Dumnezeu este iubire și cine rămâne în iubire, rămâne în Dumnezeu, iar Dumnezeu rămâne în El. Aceste cuvinte din scrisoarea întâi a Sfântului Ioan exprimă cu o deosebită claritate ceea ce constituie centrul credinței creștine. Centrul credinței creștine. Iubirea lui Dumnezeu față de om. Chipul creștin al lui Dumnezeu și, în consecință, chipul omului și al drumului său. În predicile mele, poate reușiți să mai intrați pe YouTube, pe pagina parohiei noastre, dacă veți intra, poate vă veți convinge că, în cea mai mare parte, abordez această latură dinamică a omului și a lui Dumnezeu, iubirea. Pentru că fără de această forță divină și umană, existența noastră n-ar avea niciun sens. Iar cel mai nefericit om, spunea Ioan Paul al II, este cel care n-a întâlnit în viața sa iubirea și n-a experimentat-o. Este cel mai trist om. De fapt, nici nu se poate numi om. Pentru că animalul, în instinctul său, trece această dimensiune. Omul, în schimb, raționează. Și dacă n-a ajuns la această rațiune a iubirii, el rămâne nefericit. Noi am crezut în această iubire, spune Papa.
În felul acesta, creștinul poate să experimenteze alegerea fundamentală a vieții sale. Iar în această iubire, vă rog să înțelegeți și să înțelegem cu toți, este tot timpul o persoană. Iubirea nu este ideologie. Noi putem face teorii. Iubirea este întâlnirea cu o persoană din punct de vedere creștin, întâlnirea cu Dumnezeu Tatăl prin Fiul în puterea Duhului Sfânt. Dacă eu ca și creștin, și suntem aici creștini catolici și ortodoxi sau și de alte confesiuni, dacă eu ca și creștin nu înțeleg actul credinței mele ca o întâlnire personală cu Dumnezeu, credința mea nu are fundament. Și cu cât mă apropii de Dumnezeu, cu atât mă descoperă pe mine și mă regăsesc. Poate dezechilibrul uman astăzi se datorează și acestei pierderi. Omul a pierdut legătura cu Dumnezeu. Și s-a pus el în locul lui Dumnezeu. Și punându-se, ce a descoperit? Egoismul său, răutatea sa, răzbunarea sa. În descrierea iubirii, atât în filozofie cât și în teologie, ne folosim de termenii grecești, care sunt atât de reali și exprimă foarte bine, în trei cuvinte, cea mai mare dimensiune a iubirii. Astfel, prima treaptă a iubirii este erosul uman. A doua treaptă, filia, și a treia, agape. Erosul știm foarte bine ce este. Sunt mulți tineri și copii și chiar am auzit de unul sau de altul că este foarte îndrăgostit. E foarte bine. E în ființa umană acest lucru. Erosul uman este tocmai această experimentare fizică, palpabilă, și chiar puțin să spunem sentimentală, ca să nu spun senzuală, a iubirii. Este prima treaptă. Omul se descoperă și îl descoperă pe celălalt ca fiind ființa iubită. De aici se pornește la o altă iubire, care este frumoasă de tot, filia. Iubirea de prietenie. Iubirea care are valori atât de adânci. Știți că în Vechiul Testament, în cărțile sapiențiale, se vorbește atât de clar, cine a găsit un prieten adevărat, a găsit o comoară adevărată. Și între tineri, dragi tineri, găsiți-vă prieteni ca să aveți comori adevărate. Și ultima treaptă a iubirii este agape. Acea dăruire totală în iubire. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât l-a dăruit, l-a dat. Unii în traducere spun, l-a aruncat pe Fiul Său. L-a dat. L-a dăruit. Ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. În această enciclică, la un moment dat, Papa folosește o expresie care a făcut să curgă multă cerneală, și anume erosul lui Dumnezeu. Cum iubește Dumnezeu? Spuneam prin Sfântul Ioan, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât l-a dat pe Fiul Său. Dumnezeu este dăruire. Și adevărata iubire aici este, să știți. În momentul în care în iubire facem un comerț, ți-am dat un gest, te rog să-mi dai și tu, sau în expresiile tinerești, ți-am dat un pupic, tu ce-mi dai? În acel moment, iubirea e doar comerț. Dar este necesară această treaptă a iubirii, pentru că de aici se pornește ca să ne adâncim în această iubire. Cum iubește Dumnezeu? Cum este erosul lui Dumnezeu? Căci Dumnezeu este Duh. Și cum ne iubește? Ca să ne iubească, s-a întrupat prin Fiul Său. A luat trup omenesc. Și aici avem frumusețea și misterul sărbătorii Crăciunului. În această iubire de condescendență, Dumnezeu mereu atinge făptura umană. Dumnezeu este
este mereu agape. Adică se pleacă spre celălalt. Dumnezeu este condescendent. Noi lucrăm la biserica noastră, facem o renovare totală. De vreo 47 de ani nu s-a lucrat la așa ceva și poate acum e momentul pentru această renovare. Și am dorit foarte mult ca în altar, și am văzut vreo doi catolici aici, un altar să punem ca pictură imaginea lui Dumnezeu Tatăl cu brațele întinse spre om. Este iubirea agape. Da, Dumnezeu iubește cu patimă. Aici vreau să ajung. Iubește cu patimă. Versul lui Dumnezeu este atât de puternic încât îl cucerește pe om când Domnul se deschide acestei iubiri. Iar Dumnezeu în această iubire nu își reține nimic. Și aș vrea să dau citire unei pagini doar atât, ca să vedem împreună ce înseamnă acest agape. Erosul lui Dumnezeu față de om, după cum am mai spus, deja este totdeauna în mod total agape. Nu doar pentru că este dăruit absolut în mod gratuit. Dumnezeu nu cere un pupic de la noi. Chiar dacă este porunca iubirii. Dar porunca iubirii este dată tot din iubire față de noi. Căci altfel ura ne cuprinde. Nu doar pentru că este dăruit absolut în mod gratuit această iubire, fără niciun merit prealabil, ci și pentru că este o iubire care iartă. Mai cu seamă, profetul Osea ne arată dimensiunea lui agape în iubirea lui Dumnezeu față de om, care trece mult dincolo de aspectul gratuității. Israelul, poporul ales de Dumnezeu din iubire, și dacă ar trebui să justificăm de ce a ales acest popor, la un moment dat, în Vechiul Testament, avem acest răspuns. Era cel mai mic, cel mai prăpădit, dar și cel mai încăpățânat. Cu ceafă groasă. E Dumnezeu ales de acest popor pentru ca să-și arate iubirea sa gratuită. Acest popor, deși este invitat să facă o alianță de iubire, ca și în căsătorie legământul de iubire, să facă o alianță, face o alianță, poporul rupe, devine adulterin. Dumnezeu ar fi trebuit să judece și să-l îndepărteze. Dar tocmai aici se revelează faptul că Dumnezeu este Dumnezeu și nu om. Cum să te las și să te dau, Efraime? Cuvântul Efraim este un cuvânt de dulcegărie. Cum spun între tineri sau între cei căsătoriți, mami, tati. M-ați înțeles? Nu este o regiune, nu este un fiu dintre cei 12 fii ai lui Iacob. Cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Israele? Mi se zbate inima în mine și tot lăuntrul mi se mișcă de milă. Este vorba de nu fluturi în stomac, ci de zbuduirea cărbinitea ființe umane. Iar Dumnezeu simte această durere. Nu voi lucra după mânia mea aprinsă. Nu voi mai nimici pe Efraim, căci eu sunt Dumnezeu și nu om. Eu sunt Sfântul în mijlocul tău și nu voi veni să prăpădesc. Iubirea pasionată a lui Dumnezeu față de poporul său, față de om, este totodată o iubire care iartă. Este atât de mare încât îl întoarce pe Dumnezeu împotriva lui însuși. Dumnezeu devine victimă. Și de aici moartea lui Hristos pe cruce. Iubirea sa împotriva dreptății sale. Creștinul vede aici cum se profilează deja într-o manieră voalată misterul mântuirii, misterul crucii. Dumnezeu îl iubește atât de mult pe om încât, făcându-se el însuși om, îl urmează până la moarte și în felul acesta reconciliază dreptatea și iubirea. E frumoasă această încetică, vă recomand. Dar peste toate aceste idei rămâne, dragii mei, și mă adresez așa pentru că în biserică toți ne sunt dragi și suntem oameni și ne suntem dragi. Dragii mei, totul contează cum răspund eu la această iubire debordantă, pasională a lui Dumnezeu. Și nu într-un mod, spunem așa, arbitrar, am luat Noul Testament cu mine pentru că aș vrea să termin aceste câteva cuvinte, lăsând loc întrebărilor puse de dumneavoastră, cu imnul Sfântului Pavel. Sfântul Pavel, cum zicem noi pe aici.
din scrisoarea sa către Corinteni, în capitolul 13. Dacă aș vorbi limbile oamenilor și ale îngerilor, dar dacă nu aș avea iubire, aș deveni o arabă sunătoare sau un chimbal zângănitor. Și dacă aș avea darul profeției și dacă aș cunoaște toate misterele și toată știința, a vis, la viitor, și dacă aș avea toată credința așa încât să mut munții, dacă n-aș avea iubire, n-aș fi nimic. Față de Dumnezeu și față de om. Și dacă toată averea mea aș da-o ca hrană săracilor, și dacă mi-aș da trupul ca să fie ars, dar n-aș avea iubire, nu mi-ar folosi la nimic. Iubirea este îndelung răbdătoare. Iubirea este binevoitoare. Nu este invidioasă. Iubirea nu se laudă. Nu se mândrește. Ea nu se poartă necuvincios. Nu caută ale sale. Nu se mânie. Nu ține cont de răul primit. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suportă. Toate le crede. Toate le speră. Toate le îndură. Iubirea nu încetează niciodată. Profețiile vor dispărea. Limbile vor înceta. Știința se va sfârși. Căci noi cunoaștem în parte și profețim în parte. Însă când va veni ceea ce este desăvârșit, ceea ce este în parte va dispărea. Când eram copil, vorbeam ca un copil, gândeam ca un copil, judecam ca un copil. Când am devenit matur, m-am lăsat de cele copilărești. Căci acum vedem ca în oglindă, neclar, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște pe deplin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Iar acum rămân aceste trei, asemenea treimii sfinte, credința, speranța și iubirea. Dar cea mai mare dintre toate acestea este iubirea. Se închei printr-o frază a Sfintei Tereza de Calcuta, cei mici, cei tineri poate nu au vizual imaginea acestei femei din Albania, care și-a descoperit vocația, mergând în tren, era cadru didactic, era profesoară și s-a plecat spre cei mai defavorizați dintre defavorizați. Și ea spunea, printre multe alte cuvinte frumoase, acest mare adevăr. Dacă în viață vom critica și vom judeca mereu, nu vom mai avea timp de iubire. Vă mulțumesc! Mulțumim frumos, părinte! Cuvinte prețioase. Dacă, acum ați văzut procedura, este procedura de fiecare care s-a dat timp, dacă există întrebări și după aceea. Și apoi punem întrebări, nu? Eu o să mă retrag pentru că am un 6 slujbă și nu pot să stau. Sigur. Mă rog să mă ascultați. Dacă este cineva, acum să-l pun o întrebare, pot da. Eu am o întrebare. Da, întrebare dragă. Cântarea cântărilor, este din întâmplare biblică sau trebuia să fie acolo? Sau e, are tema iubire sau e o tema religioasă? Sigur. Este tocmai erosul uman. Dacă vrea un tânăr să facă o declarație de iubire față de o tânără, se ia cântarea cântărilor. Este cea mai frumoasă declarație de iubire a omului față de om. Și sigur, noi spunem despre Sfânta Scriptură, pentru că vorbim de canonul bisericii, știți, canonul la ambele biserici. Spunem ambele biserici, deci aceeași biserică, nu? Canonul este fixat. Este o cântare, este o carte inspirată și este admisă în... Da, și este în canonul bisericii. Da, este erosul uman. Și este foarte frumoasă această carte. Încât la un moment dat un tânăr, în experiența mea pastorală, am câțiva de preoție, dar la un moment dat un tânăr a venit și zice, părinte, vreau această carte, de unde aș citi, de unde aș cunoaște, am zis, e în Biblie. Nu îi vinea să creadă că în Biblie este așa ceva. Da. Pentru că în Biblie, sau Biblia este
expresia verbală a iubirii lui Dumnezeu. Expresia verbală. Iar noi știți că comunicăm foarte mult și în iubire, dar prin vorbire. A spune cuiva te iubesc, vorbează atât de mult. Iar Dumnezeu a spus de atâtea ori. Nu știu dacă noi i-am auzit vocea. Da, trebuie o întrebare foarte bună, mesajul la profesoară. Cântarea cântărilor în trebuie este un subiect care a fost discutat de foarte, foarte multe ori. Pe chiar Origen din Alexandria, un cunoscut teolog din primul secol al creștinătății, care spunea că, chiar dacă se referă la eros uman, cântarea cântărilor, de fapt, este cea mai, este expresia senzorială a iubirii divine. În continuare, dacă nu mai aveți alte lucruri pentru Părintele Paro, vom continua. Eu vă mulțumesc și îi doresc Domnului, mult sincer, Domnului, te rog, mulțumesc. Eu nu prea m-am apărut în public pentru că, na, așa sunt tentat. Mă bucur că m-ai invitat să fiu mai bine și trecesc. Vom continua cu Flavius Mari, care este teologie. M-a rugat Elena ceva ori în urmă să vin să am o intervenție în ceea ce privește tema aceasta iubire. Stăteam și mă gândeam ce aș putea eu să vorbesc despre iubire. Speram să fie general foarte simplu de tot. Totuși când l-am analizat, mi-am dat seama că e deloc așa. Când am ajuns aici, deja Victor spune vreau să vorbești într-o manieră teologică. M-a dat peste cap, că mi-am grădit deja tot ceea ce aș vrut eu să spun. Nu rog să simțiți nimeni. Eu oricum voi rupe barierele, pentru că Părintele i-a apuntat foarte bine ceea ce vreau și-o spunez, adică ce putem spune mai mult despre iubire, adică ceea ce a spus Sfântul Apostol Pavel despre aceasta, în care spune că iubirea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește, nu se poartă cu necuvință, nu caută de sale, nu se aprinde de mânie și nu gândește răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr și toate le suferă și le crede și le rabă. Cel mai important este că această dragoste nu cade niciodată. Dacă stăm și ne gândim acum dacă oare am fost îndrăgostiți să nu cont de aceste toate lucruri, s-ar putea să nu. Pentru că modernitatea, într-adevăr, are frumusețea ei, dar ne-am depărtat oarecum de tot ceea ce înseamnă valori, de tot ceea ce înseamnă cea mai mare virtute pe care ne-a dorit Domnul Dumnezeu, iubirea. Și ne-a arătat Domnul din început. Dumnezeu s-a omenit prin întrupare a Fiului ca pe om să ne dumnezeiască. Aici a arătat Dumnezeu cel mai mult iubire față de noi. L-a dat, într-adevăr, cum spune Sfântul Apostol și Evanghelie Sfânt, pe unicul său Fiu. Să moară pentru noi și pentru a noastră iubire. Și în orice moarte și moarte pe cruce. Imaginați-vă cine dintre noi ar putea măcar să se gândească ca unicul fiu să piară pentru cei în jurul nostru, pentru apropiații noștri. E imposibil de gândit. Cea mai mare dovadă de iubire care se putea arăta aceasta a fost, pe care Dumnezeu ne-a arătat-o nouă și ne-a oferit prilejul de a ne mântui. Nu știu dacă o merita. Nu știu dacă îl merităm. Dar în continuare Dumnezeu ne arată că ne iubește. Și cum vă spuneam, gândindu-mă, în timp ce veneam pe aici, despre ce fel de iubire aș putea eu să vorbesc, pentru că sunt atât de multe tipuri de iubire și mă gândesc la, nu doar la iubirea dintre un bărbat și subliniez, un bărbat și o femeie. Vedeți că ne-am îndepărtat și aici foarte mult de rădăcini. Mă gândeam la iubirea față de părinți. Nu ne arătăm deloc pe ceea ce înseamnă iubire părintească. Și sunt atât de multe situații în care părinții stau singuri, ne bucurându-se, aș putea spune, de iubirea celor cărora le-au dat viață. Și îmi vine în minte acum ceva versurile poetului Adrian Păunescu, care spune că cine are părinți pe pământ, în gând, mai aude și în somn ochii lumii plângând. Cine are părinți, are încă trecut. Cine are părinți, încă nu e pierdut. Ce frumos spune.
această strivire față de părinți. Mă gândeam apoi la iubirea față de cei din jurul nostru. Nu știu dacă sau în ce măsură se mai practică această iubire față de aproape. E foarte dificil, deși Mântuitorul spunea, purtați-vă sarcinile unii altora. Iubiți-vă unii pe alții și așa, doar așa, veți împlini legea lui Hristos. Mă gândeam la literatura noastră românească, în care avem atât de multe exemple, chiar și la cântecele noastre vechi, în care în toate, în majoritatea dintre ele, se vorbește despre iubire, iubire despre care astăzi nu se mai vorbește atât de mult. Mă gândeam la blestemul pe care îl atribuie zmeul cuplului de îndrăgostiți într-un poem al Marelui Eminescu, în care spunea, fiți fericiți, cu glasul stins a zis, atât de fericiți cât viața toată, un chin să aveți, de a nu muri odată. Cel mai mare blestem pe care îl putea atribui cineva unui cuplu de îndrăgostiți, unui cuplu cu adevărat îndrăgostit, pentru că unui cuplu modern, vreau să totuși accentuez chestia asta. Nu știu dacă acest blestem ar fi însemna ceva. Nu cred. Sau mi-e greu să cred. Mi-e greu să cred, pentru că mă gândeam că în tot zbucimul acesta al nostru, în care dorim să fugim după ceea ce n-ar trebui să fugim. Fugim după tot ce înseamnă bogăție. Adevărata bogăție stă în a avea pe cei dragi în jurul tău. În a fi cu persoană potrivită la momentul potrivit. Asta este adevărată iubire. Ce folos a avut bogatul din Evanghelie care a spus, Doamne, am strâns toate roadele mele și spune sufletul său, odihnește-te, mănâncă, bea și te veselești. Toată viața lui după asta a fugit. Doar lăsând tot ce înseamnă virtute, înspărând virtuți, lăsând iubirea deoparte, lăsând nădejdea, lăsând credința, înfrânarea, facerea de bine, blândețea, lăsând la o parte și a spus în nebunia sa, odihnește-te, mănâncă, bea și te veselești. Și în noaptea aceea Dumnezeu a cerut de sufletul său. Și cu siguranță, când a ajuns în fața lui Dumnezeu, a fost întrebat, ce poți să-mi spui despre iubire? Eu sunt sigur că întrebarea asta există în copii. Cred. Sigur vom fi întrebați, ce poți să-mi spui despre iubire? Ai avut iubire față de aproape, ai avut iubire față de semeni, ai avut iubire față de părinți, față de frați, față de copii. Acestea sunt unele dintre cele mai mari fapte bune care plecăm. Ce înseamnă iubirea față de aproape, cred că o zbărbește foarte bine Spiridon Popescu, într-o poezie nu tocmai teologică, dar în care spune, Doamne, dacă mi-ești prieten cum te lauzi la toți sfinții, dă-i în scris poruncă morții, să-mi ia calul, nu părinții. Doamne, dacă mi-ești prieten, n-asculta de toți zurlii, dă-i în scris poruncă morții, să-mi ia calul, nu copiii. Doamne, dacă mi-ești prieten, nu mai otrăvi ursita, de-i înscris poruncă morții, să-mi ia calul, nu iubita. Doamne, dacă mi-ești prieten, cum te strigi în gura mare, dă-i înscris poruncă morții, înainte de culcare, când și-o pregăti pumnalul, să-l înfingă în mine, Doamne, și să lase în viață. Aici văd eu cel mai bine zugrăvit într-un poem, care nu-i tocmai teologic, dragostea față de aproape, care este foarte importantă, iubirea față de semeni. Da, eu cred că întâi trebuie să învățăm să ne iubim pe sine, să ne respectăm pe noi și în iubire, să lăsăm foarte mult pe respect și pe sinceritate, din punctul meu de vedere. Cel mai important lucru, spun
spunea Gina Patrick, e mare actrița noastră, spunea că cel mai important lucru care se poate întâmpla între doi oameni este sinceritatea, pentru că ea implică de toate. Nu poți iubi dacă nu ești sincer. Este fundamentul de la care putem pleca pentru a, este baza pentru a clădi o relație de iubire. Cred eu că este sinceritatea. Și toate celelalte se vor aduca. Trebuie să fim sinceri cu noi, ca apoi să putem fi sinceri cu cei din jurul nostru. Cam asta m-am gândit eu că aș putea spune despre iubire. Da. Spune Sfântul Apostol Pavel că dacă am vrem greu oamenilor și avem îngerilor și orice am putea avea și n-avem dragoste, nimic nu folosește. N-are importanță. În absența dragostei nu există nimic, este întuneric. Dragostea produce lumina. Lumina aceasta pe care vedem noi. Zilnic, lumina din lăuntrul nostru. Fără ea, suntem departe de tot ceea ce înseamnă lumină și de tot ceea ce urmează vieții acestea pământești. Asta cred eu. Mă gândeam și la Shakespeare și de asta spun că tot ce lucru material nu contează și sentimentul este foarte important. Shakespeare spunea că noi suntem din plămada din care sunt făcute visele. Și scurta noastră viață ne întregește un somn. Și atunci celălalt ce sunt folositate. Asta m-am spus. Sper să mă încurcuri toți întrebările. Trebuie să stai acolo. Astfel, dacă avem întrebări, să rămâi să putem... Întrebare, pe la șase, trebuie să fie deja în altă parte. O întrebare scurtă, dacă există în public, de la Radu? Există limite la iubire? Iubirea la limite? Nu cred că are limite. Era și o vorbă mare care spunea că în dragoste și în război totul e permis. De asta nu cred că există limite. Nu trebuie să fim sfiiți în a ne arăta ceea ce înseamnă iubire. Trebuie să fim liberi, cât mai liberi. Evident că nu. Nici de vârstă, nici de... consider că trebuie să țină cont de... O să-i țin cont de... Da. 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 Mulțumesc. Religioasă, aș putea spune, teologică, a iubirii, așa cum o vede spiritualitatea creștină, aș putea spune. Așa că, mai departe, schimbăm puțin registrul și ar dori să invit pe domnul profesor doctor Liviu Neagoe să ne prezinte scurta sa intervenție despre iubirea filozofii moderne și despre iubirea pasiune, cum ne-am mărturisit ne va vorbi astăzi și să spună câteva cuvinte despre noua sa aplicație care a apărut recent la Lectura Cartier. Chiar domnul profesor, vă invit. A fost lansat proiectul la cartel în Chișinău, va fi lansat în Cluj, la Toca Sibu și București la Gaudamus și eu sper să fie lansată și la Maiești. E vorba despre concepte din utopia, concepte identități și istorie românești, o contribuție la dezbaterea despre identitatea națională și europenizarea la români. Unde am vorbit despre Aloice Popovici, despre Lucian Blagă, Ceramica și Sebastian Constantin Noica, și dezbaterea identitară din prima jumătate a secolului 20, cu o literatură despre, cu o bibliografie adusă la zi, respectiv chiar la
2023, foarte, foarte aproape, și un cadru comparativ, adică conectată la cele mai importante dezbateri intelectuale din Europa contemporană. Și de o să vorbesc mai multe despre ea când va fi cazul, când o voi lansa aprobată. Dar acum vreau să vorbesc despre altceva. După distinșii mei antevorbitor, voi deconstrui puțin iubirea. Voi vorbi despre nașterea iubirii, pasiune. Ați fost vreodată îndrăgostit? Îndrăgostită? Ați avut simptomele acestei binecuvântate cu o numită iubire? Ați iubit cu pasiune? Cum s-a manifestat în cazul vostru iubirea? Simptomele de fluturi în stomac, știți cum, de ritm cardiac crescut, de transpirația palmelor? V-ați întrebat de ce asociați iubirea cu pasiunea? De ce o exaltă poeții și trubadurii și de ce o marginalizează filozofii? Etimologia latină a cuvântului pasiune provine din pati, a suferi, și desemnează starea celui care este condus de forțe iraționale pe care nu și le poate explica și pe care nu vrea sau nu poate să le controleze. Știm cu toții că iubirea o considerăm ca fiind mai puternică decât noi. Nu ne putem împotrivi ei și adesea ne lăsăm conduși de iubire. Pentru filozof, pasiunile sunt proprii doar oamenilor, ființe duale prin excelență, alcătuite din trup și suflet. Platon este primul filozof care a tratat pasiunea ca dorință de absolut. Instrumentul conceptual al analizelor platonicene ale dorinței este raportul dintre corp și suflet. Există două formule ale dorinței, una legată de corp și lipsită de măsură, alta legată de suflet. Efectele lor sunt opuse, dezvoltarea unea se face în detrimentul celelalte. Iubirea, nu spune Platon în Banchetul, este o sporire în frumusețe, atât după corp cât și după suflet. Dorința este așadar o dorință de nemurire, de imortalitate, dar corpul este supus perisabilității, morții, iar sufletul aspiră să revină, după ce a fost prizonierul corpului, în lumea pură, eternă și ideală a ideilor. Aici trebuie spus pentru publicul nostru, care încă n-a ajuns în clasa de despre ce se facă filozofie, că pentru Platon ideile erau reale, erau vii, erau pure, eterne și imuabile. Existau lumea ideilor din care se inspirau toate celelalte. Dar iubirea, pasiune, cu toată neliniștea și avatarurile pe care le presupune, apare în Evul Mediu, la curțile cavalerești din sudul Franței. Avem de face aici cu o iubire care nu este nici platonică, căci nu refuză senzualitatea, nici naturalistă, ca exaltarea dorinței trezită de femeia iubită. Iubirea curtenească, apropo, nu v-ați întrebat niciodată de unde vine expresia a face curtă unei persoane? Sau curtoazia? Exact de aici provine. Din iubirea curtenească este o iubire adolescentină care înflorește într-un mediu al luptelor dintre cavaleri. Modelul ei este cel al raportului dintre suveran și vasal. Femeia este preamărită, bărbatul se abandonează dorinței, mereu crescută, niciodată împlinită. De aceea iubește și suferă. Iubirea curtenească adoptă un cod comportamental feminin într-o societate care este accentuat masculină, și aici trebuie să vorbim puțin despre povestea care este în mijlocul acestei iubiri și care este mitul lui Tristan și Isolda. Îl cunoașteți? O să citesc foarte puțin, foarte pe scurt mitul, ca să avem povestea lui Tristan și Isolda. Tristan, după cum arată și numele, se naște într-un context nefericit. Tatăl său este mort, iar mama sa moare la naștere. Regele Martin Cornwall îl ia pe orfana curta lui și le ducă. Prima sa faptă de vitejie este învingerea lui Mockford, un uriaș care pretindea de tribut băieți sau fete din Cornwall. Rănit în luptă de spada otrăvită adversarului, Tristan pleacă cu o barcă fără pânze, luând doar sabia și harpa. Ajunge pe țărâmul irlandez, unde domnește regina, sora lui Mockford, singura care are leacul ce-l poate salva. Tristan nu spune care este numele și cum a fost rănit și este vindecat de Isolda, prințesă din familia regală irlandeză. Câțiva ani mai târziu, regele Mark îl trimite pe Tristan în căutarea acestei femei, din a cărui păr de aur în porumbel i-a dusese un fir.
Mânat de furtună, Tristan ajunge în Irlanda și ucide un dragon care amenința cetatea de scaun. Rănit, el este îngrijit de Isolda, care descoperă în Tristan pe ucigașul unchiului ei, dar Răcuța, aflând misiunea lui și dorind să fie regină. Ei călătoresc împreună spre curtea regelui Mark. În călătoria lui, lor, slujnica, le dă să bea din greșeală vinul fermecat, pregătit de mama Isoldei și destinat viitorilor soți. Datorită vinului magic, cei doi se îndrăgostesc. Dar Tristan este legat de misiunea care a fost încredințată, o conduce pe Isolda la Mark, în ciuda înșelăciunii făcutui este deja. În noaptea nunții, slujica Cunningham îi va înlocui regina, salvând-o de la dezonoare și spășindu-și pedapsa. De la unii curteni, regele află totuși despre iubirea dintre Tristan și Isolda. Urmând să plece într-o nouă misiune, Tristan se întâlnește pe ascuns cu Isolda și cade în capcana întinsă de curteni. Este condamnat la moarte, iar Isolda urmează să fie lăsată în voia unei bande de leproși. Tristan evadează, o salvează pe Isolda și fug împreună într-o pădure. Rămân aici 3 ani și într-o zi, regele îi surprinde dormind. Cum Tristan așezase între el și Isolda sabia sa fără teacă, regele Mark ia acest fapt ca un semn de castitate și îi cruză. Între timp, cum cei 3 ani trecuseră, licoarea și pierduse efectul. Tristan începe să se căiască, iar Isolda se regrete viața de la curte. Tristan și Isolda se despart și în acest moment pasiunea pare să revină. Ei se întâlnesc pe ascuns, sunt din nou denunțați de curteni. Isolda recurge la judecata divină. Ea înmână fierul îngoșit în foc, după ce jură că niciodată nu a fost în brațele altui bărbat decât regele, stăpânul ei. Purtată parte de aventurile sale cavalerești, Tristan crede că regina l-a uitat și se căsătorește fără să-și îndeplinească însă datoria de soț. Din nou rănit de o armă otrăvită, Tristan o cheamă pe regina Isolda, singura lui speranță și cea care poate salva. Ea vine, abordând o pânză albă, în semn de speranță. Soția geloasă spune că pânza este neagră. Tristan moare, iar regina Isolda debarcă pentru a îmbrățișa trupul neînsuflețit al amantului ei și pentru a muri la rândul ei. Ceea ce ne spune povestea lui Tristan și Isolda și ceea ce a influențat sistemul occidental al iubirii este următorul lucru. Iubirea neîmpărtășită nu este iubirea adevărată. Iar iubirea fericită nu are nici trecut, nici viitor, pentru că este mereu egală cu sine și fără potențial pasional. Iubirea pasiune este iubirea reciproc nefericită și înseamnă dorința pentru ceea ce încă nu avem și o pierdere a ceea ce avem, preferința pentru moarte în locul bucuriei de a trăi, dar și intensitatea a ceea ce trăim. Iubirea pasiune, și atenție, aici urmează punctul care probabil va genera discuții, este o iubire adulterină. O întreagă literatură romantică și aproape întreaga cinematografie ne spune acest lucru. Pasiunea o găsim în afara căsătoriei. Iar pentru locul ei nu este în interiorul căsătoriei care este subjugată rutinei și convențiilor sociale. De altfel, căsătoria, prin esențialmente, este o instituție burghesă, avea la origine nu pasiunea, nu iubirea, ci unirea patrimonială. Era vorba de unirea averii, dar nu avea absolut nimic în comun cu ceea ce astăzi numim iubire. Iubirea pasiune înseamnă, de fapt, iubire a iubirii, adică iubirea pasiunii din iubire. Vă mulțumesc! Într-un individ
conceptuală a lui Platon. Adică această pasiune se naște pentru tocmai ceea ce nu avem. Pentru că erosul platonic este, este tocmai acea năzuință către ceva. Este o iubire dorință, iubire ascendentă. Iar în momentul în care iubirea aceasta este satisfăcută, adică se ajunge, să spunem, la o concretizare materială a acestei iubiri, se disipă pasiunea. Și dispare automat, am putea spune dacă e iubire dorință, dispare iubirea. Care ar fi, evident că la polul opus am putea spune, sau la un pol diferit, am avea, de exemplu, să zicem, un legământ nomos, adică, de exemplu, de tip vetro-testamentar din Vechiul Testament, adică o iubire legământ, o iubire lege, am putea spune legală, legitimă, să zicem, concretizată într-un legământ material sau din lumea sensorială, sau iubirea agape, despre care am vorbit, care ar fi iubirea care să ne asigure, care ar fi iubirea superioară, dacă am putea spune așa, sau dacă există iubire superioară și iubire inferioară. Aș dori să aflu o perspectivă personală. Da, aici există un personaj în literatura noastră, la Camil Petrescu, care ne-a putut răspunde foarte bine ultima noapte de dragoste. Și pe noapte de război, tot trebuie acolo în popoarea ofițerilor despre iubire și acolo, atenție, foarte, foarte interesant și asta cumva caracterizează mentalitatea epocii, soțul avea drept de viață și de moarte asupra soției adultere. Și aici să vedem întrebările din public sau părerile voastre, are soțul dreptul să-și ucidă soția adulteră? Da sau nu? Din moment ce soția și-a încălcat jurământul și a jurat să fie fidelă până când moartea ne va despărți, are sau nu dreptul acesta? Conform că hai să vedem ce părere. Da. Dar să spunem că mentalitățile noastre au mai evoluat între timp. Hai să vedem ce părere. Da sau nu? Deci avem, cum să spun, drept de viață și de moarte asupra partenerului nostru? Putem să coborâm la, să spunem, statutul de obiect, să-l considerăm ca fiind al meu, a mea? Dar nu spunem noi asta tot timpul, oare? Nu spunem iubitul meu, iubita mea? Ești al meu și nu al meu. Dacă te văd cu asta... Deci ce se întâmplă? Avem sau nu dreptul acesta? Putem să ținem pe celălalt numai pentru noi sau, din potrivă, iubirea ne dă voie să fim atât de generoși încât să oferim celălalt întreaga libertate. Nu așa? Vine într-o zi dimineață la micul dejun și ne spune, nu te mai iubesc. S-a terminat. Ce facem atunci? Tot ce am construit, tot eșafodajul nostru, nu așa, de speranță, de promisiune, de... totul se termină în busc. Deci, ia și-a găsit pe altcineva și spune, s-a terminat. Nu te mai iubesc. Și gata, asta e tot. Deci întrebarea este... Cum este dragul nostru că lumea nu se înălăie dintr-o dată? Și atunci ce face? Este o posesie, adică... Hai să vedem niște părere. Individul iubit este o posesie. Apropo, doamna Gotiu spunea că am mai evoluat. Dacă mă uit la știri și văd câte femei au fost victime ale violenței domestice... Ăia n-au evoluat. Da. Nu, dacă mai ai ceva ce să... Avem sau nu dreptul să... Da, mă, lasă întrebarea deschisă, folosesc și eu pe legiul, dar să plec la ora 18, trebuie să plec până pe acolo, că mă întorc, bineînțeles. Și vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că mi-ați plăcut. Mulțumesc! Da, în punctul că avem o nouă perspectivă, trecem la un alt registru și anume o surpriză în această seară din perspectiva unei elene. Să vedem exact care este părerea mea elene despre situația actuală despre care am vorbit și acum. O elevă Dorea Costea de la Colegiul Național Nicolae Moise.
Franța, pentru că a fost, este câștigătoarea unui concurs de limbă franceză, dacă nu mă șer, de aici organizat în Onești, da? Aplauze și pentru asta. Necondiționată, o nevoie esențială pe care fiecare copil o manifestă. Părinții devin automat idolii noștri, persoanele pe care le admirăm și le respectăm din primele clipe ale vieții și cei care transmit mai departe, prin noi, valoarea și importanța enormă a iubirii. Din păcate însă, din ce în ce mai rare sunt situațiile în care familiile se formează într-un mod armonios, ferit de conflicte. Adolescența, pe lângă transformările fizice care își fac apariția, înseamnă maturizarea mentalității, a modului de gândire, a personalității. Perspectiva asupra a ceea ce ne înconjoară va căpăta o esență diferită, una mai profundă. Vom începe să fim mult mai atenți la experiențele și trăirile celor din jurul nostru, comparându-le involuntar cu ale noastre, în încercarea de a ne autodescoperi. În această aventură a cunoașterii, devenim mult mai conștienți de faptul că, în ciuda iubirii și afecțiunii pe care ne-au acordat-o părinții noștri în timpul creșterii, unii adolescenți nu au avut șansa de a se familiariza cu aceste noțiuni. Ce este iubirea pentru voi? Un sentiment magic, liniștitor, vor spune unii. Pe de altă parte, unii tineri înclină spre a o asocia cu suferința, un sentiment care i-a rănit de-a lungul copilăriei din diverse motive. Întotdeauna am considerat că pentru a se dezvolta într-un mod armonios și pentru a se simți împlinit pe plan emoțional, un copil are nevoia de a simți grijă, atenție și afecțiune din partea ambilor părinți. Nenumărate sunt situațiile în care copiii cresc alături de un singur părinte, începând așadar să se atașeze de persoane care ar putea să suplinească figura parentală absentă și care ar putea să le ofere siguranța care le-a lipsit până acum. În jurul meu observ în permanență tineri care poartă amprenta lipsei de iubire. Iar acestea ajuns poate avea consecințe negative în relațiile lor cu ceilalți, în viața de familie pe care vor dori să-și o creeze, dar mai ales în relația cu ei înșiși. Încrederea și stima de sine au rolul de a modela adultul în devenire care se formează în interiorul nostru, iar pentru a le construi și a le menține, este necesar ca adolescenții să înțeleagă faptul că în ochii părinților lor vinde primul loc și că vor putea găsi mereu în aceștia nu doar niște prieteni de nădejde, dar și niște persoane înțelepte care îi vor putea ghida atunci când se simt confuzi sau pierduți în legătură cu propria persoană. În absența acestei compasiuni, dacă nu avem maturitatea necesară pentru a conștientiza situația și pentru a face deciziile potrivite în ceea ce ne privește, riscăm să ne îndreptăm spre diverse vicii care nu sunt altceva decât o falsă impresie de entuziasm și eliberare temporală. În egală măsură, instituțiile de învățământ reprezintă un mediu în care tinerii își petrec marea majoritate a timpului. Influența pe care școlile o au asupra noastră este una inimaginabil de puternică, iar realitatea dură din spațiul educațional poate avea un adânc impact negativ. În ipoteza în care un copil suferă din lipsă de iubire în mediul familial, acesta va începe să o caute inevitabil în celălalt colectiv bogat căruia aparține, și anume cel școlar, unde ar trebui neapărat să o găsească. În aceste situații fragile, este esențial ca vulnerabilitatea acestor copii să fie gestionată cu mare grijă de către cadrele didactice, persoane care au îndatorirea, pe lângă cea evidentă, de a-și îndeplini rolul de dascăl, de a-și da seama și de a observa anumite comportamente sau reacții de la locul lor din partea elevilor și dacă se găsește prilejul și posibilitatea de a ajuta, să o facă. Întrucât adesea familii au loc evenimente nu atât de plăcute, copiii vor simți nevoia de a forma legături sufletești bazate pe sinceritate și pe încredere cu persoane care le vor putea restabili echilibrul emoțional deteriorat în timp de lipsa de iubire. Consider că pentru a face primul pas către calea vindecării și a salvării, este important ca profesorii să utilizeze o abordare mai apropiată de nevoile și trăirile elevilor,
lăsând în plan secundar schimba transmitere de informații și îndreptându-și atenția spre modul în care acestea sunt percepute și interpretate de mintea în formare a unui copil. La modul general, în numeroase sunt situațiile în care copiii fac cunoștință cu atitudinea indiferentă sau nepăsătoare sau cu lipsa de implicare a profesorilor, prezentându-și astfel orice urmă de motivație și în timp, pe lungă durată, riscându-și potențialul. Cu siguranță, învățarea are la bază și o latură non-formală, exprimată prin gesturile, prin atenția și prin grija acordată în timpul colaborării profesor-elev. O persoană familiarizată cu tinerii, care va înțelege modul profund de gândire al acestora, care le va limpezi gândurile atunci când există mult prea multe căi de a exprima ceea ce simt și nu o pot găsi pe cea potrivită, care le va arăta că, indiferent de fiecare mică furtună de emoții și sentimente care are loc înăuntru lor, va ieși întotdeauna soarele. Aceea este o persoană cu care se va crea iremediabil o relație de iubire. Iubirea pe care copilul ar fi trebuit în mod imperativ să o simtă din partea părinților și iubirea de care fiecare adolescent depinde pentru a dobândi pacea interioară, pentru a se dezvolta într-un mod armonios și cu un psihic puternic, pregătit pentru orice provocare pe care viața de adult îi va oferi. Așadar, ce este iubirea? Cum orice întrebare măreață implică un răspuns pe cinste, iubirea reprezintă esența vieții. Este singura cheie pe care o avem pentru a putea descuia partea sufletului nostru, pentru a ne conecta spiritual cu cei din jur. Dragostea este un sentiment nobil, simțit numai de oamenii care ei înșiși îl conțin, îl reprezintă și îl împărtășesc la rândul lor mai departe. Iubirea este trăirea care ne unește ca societate, care a dat naștere umanității, și care definește natura interioară a fiecăruia dintre noi. Astfel, în momentul în care iubirea va înceta să existe, lumea, așa cum o știm, se va sfârși. Mulțumesc frumos! Sunt atât de impresionat de intervenția Dorei și mulțumesc mult. Într-adevăr, Dora a prezentat foarte, foarte bine o să spunem, iubirea pe care, de cu care ne confruntăm zi de zi. De la naștere, iubirea față de părinți și a părinților față de noi, apoi când intrăm în colectivitatea socială, avem iubirea față de prieteni sau față de profesori, omnici, mai departe, mă rog, îndrumător spiritual, indiferent de ce nume ar pune, da? Așa că, evident, fiind și destul de mulți profesori care didactice prin sală sau fiind mulți adolescenți care se confruntă zi de zi cu iubirea sau cu alte probleme, a să spunem, dar inițiale, hai să vedem dacă există întrebări pentru Dora sau completări sau altfel de intervenții. Dacă nu, dacă nu există și o să pun eu o întrebare, pentru că v-am spus, vă repet, nimeni nu o să scape. Care, deoarece tu ești elev în clasa 10-a, la Colegia Sfântul Grigore Moisil și doresc să spun doresc să te întreb, cum vezi tu, pentru să avem o perspectivă de acest fel, cum vezi tu iubirea profesorului față de el? Cum ar trebui să, existe o iubire a profesorului față de el? Cu siguranță că ar trebui să existe o iubire a profesorului față de el, însă nu ar trebui să existe discriminări sau favorizări. Pentru că iubirea înseamnă să, dintr-un grup mai mare de copii, să le aleg de ce pe care îl prefer și să le ofer tuturor atenția și grija pe care poate că nu o primesc în mediul familial și dacă nu o primesc, înseamnă că le este mai greu să aibă succes pentru că se vor simți descurajați. Și consider că rolul lui profesor este să încurajeze elevii și să nu îi discrimineze, să nu aleagă cui să predea, pe cine să învețe, pentru că toți avem o șansă egală și cu persoanele potrivite în jurul lor, copiii pot să ferească. Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Din punct de vedere, dovada suprema
iubirii părută față de el este faptul că este mentor pentru mântuire spiritual și pentru că îi învață, în primul rând să trăiască, pentru că educație și lucrarea cu repede înseamnă trăire, autentică. Astfel, să trecem la o altă perspectivă, de la elev trecem la o perspectivă a unor cale didactice, experimentate, să trecem astfel la profesor, Dr. Emilia Boghiu, profesor la Căină Academică de la am pregătit o conferință că n-am știut că am avut prea puțin timp, dar asta e și un avantaj. Eu mă vor prie după vorbitor și după alte vorbitori și după public. Așa că numai bine, domnișoara Eleva a pus niște probleme pe care eu am vrea să le preiau. Legătura aceasta dintre discipol și maestru, dintre elev și profesor, dintre ucenic și cel care știe cât mai multe decât el. O complicată. Complicată relație. Ca profesor cu atâta experiență și de atâția ani, toată viața mea am corectat. Sunt profesoră de română și am corectat. Și m-am trezit așa la un moment dat, de ce corectez? Dar ce noi avem copii defecți stricați? Chiar trebuie să-i corectăm, să-i îndreptăm? Nu, ar trebui să schimbăm puțin abordarea. Și, din păcate, destul de târziu, am făcut experimentul să-și pentru că a avut succes experimentul de a corecta cu roșu și cu verde. Adică, dacă scrie s-a legat când trebuia să ligoare A, trebuie să corectez cu roșu. Asta e situația. Dar, dacă a scris ceva bun, eu sunt convinsă că foarte mulți profesori nu fac asta, să-i scriu pe margine, un bravo, sau o figură veselă acolo, ce fac, wow, ia uite ce idee faină. Să găsesc ceva care să îi dea anii. Și uite, asta ar putea avea un efect pozitiv. Sau atunci când greșește, în loc să îl cert, aș putea să spun ce bine că ai greșit. Uite, acum o să țin minte, nu o să mai scrii niciodată greșit sau nu o să mai consider că e altfel. Așa ar trebui să fie, dar vedeți dumneavoastră că e destul de complicat. Că eu, în fața elevilor mei, nu sunt nici mama lor, nici prietena lor. Eu sunt profesoară. Și îmi place sau nu, eu trebuie să-i învăț. Ori învățarea nu e așa simplă și frumoasă și prindă-mă cum poate uneori mi se pare. Există specialiști, spun o groapă a învățării. The Learning Pity, celebrul desen. Groapa învățării. Adică pleci de la intenția că vreau să învăț un lucru complicat la matematică, la fizică, da? Și la un moment dat simt că nu înțeleg, că nu pot, îmi vine să las baltă tot și ajung pe fundul propriu, ca să zic așa. Și după aia încerc un pic și văd că și tu un exercițiu. Eu te merge, ia să mai încerc unul, ia încă unul și încerc să mă ridic și ajung. Dar dacă vreau să fentez și să sar peste groapa învățării, nu merge. Da? Trebuie neapărat să trec prin chinul acesta. Și atunci eu, profesor, trebuie să merg pe sârmă între dragostea față de elevii mei și severitatea și rigoarea și exigența necesară a învățării. Și cum să-l faci să înțeleagă că nu-i atac la persoană, dacă îl încerc să întreb ceva. Cum să faci să încaseze lecția umilinței, că trebuie, și în același timp să rămânem în bune, într-o bună legătură. Cum să faci să îi dezvolți rezistență la frustrare? Că dacă eu nu mă laud și nu mă zic, vai ce minunat, ce nemaipomenit, el ajunge să crească închipuit. Să-i se pară că, gata, face numai lucruri minunate și bune și să nu mai aibă control, să nu mai aibă autocenzură, să-l învăț și asta. Ei, și aici partea proastă e că sunt doar profesoară, că mi-ar fi plăcut să fiu vrăjitoare. Și să-și fie rezolvat multe, dar nu. E așa și uite că nici inteligența artificială n-a ajuns suficient de departe încât să pun așa un cablu de la capul meu la creierul copilului.
trebuie să descarc datele sau măcar în Wi-Fi, așa, în Bluetooth, ceva. Să rezolv, să descarc datele. Nu merge nici așa. Atunci, sigur că da, e o relație foarte complicată, care, ce să vezi, numai decât trebuie bazată pe iubire. În ce sens? În sensul că iubirea înseamnă prețuire. A iubi înseamnă a prețui pe cineva. Și atunci trebuie să cred că am în față copii normali care se pot dezvolta, care pot merge cu mine împreună să câștigăm mai mult, să învățăm mai mult, dar și ei trebuie să creadă că au în față un om care îi poate învăța, să aibă încredere în maestru. Și la urma toată, sigur, ați văzut cu toții filmul Karate Kid 1, de exemplu, în care maestru Miyagi îl chinuiește pe bietul tânăr până când ajunge să-i dea lecțiile adevărate. Adică nu merge așa de simplu. Deci, relația profesor-elev, da, bazată pe iubire, în acceptul că iubirea înseamnă prețuire, ne prețuim reciproc, avem încredere unii în ceilalți, ne respectăm reciproc și încercăm să îndurăm împreună toate zgârieturile și sângerările și toate rănile pe care învățarea în mod inevitabil ne le aduce. Da, asta în teorie. În practică, Dumnezeu știe cum reușim fiecare dintre noi. Dar eu înțeleg că am avut două teme, așa am primit. Și da, asta cu relația până la urmă, profesorele, iubirea dascăl, discipol, e conflictitor. Nu tot la Eros, care mai interesant și mai fermecător. Și așa avea și eu ceva de spus în legătură cu asta, pe scurt așa, că, dacă am înțeles bine, ar trebui să mă refer la un cuplu celebru sau știu. Da, aș face și asta, să lege așa cumva. Din lecturile mele vechi, acum cine a citit mai de curând îmi poate ajuta sau știe mai bine, vă recomand și dumneavoastră, e dialogul acela minunat al lui Platon, Banchetul, în care el abordează tema iubirii ca Eros. Și sigur, era să uit, uite, dacă nu mi-am notat, uitam, pentru iubirea discipol-maestru, vă recomand cu toată inima cartea lui Gabriel Liceanu, Declarație de iubire se numește. Gabriel Liceanu, e o carte apărută la Humanitas în 2001, Declarație de iubire, Gabriel Liceanu. Dacă unii dintre dumneavoastră știți că filozoful Gabriel Liceanu a fost discipolul lui Constantin Noica. În jurul lui Constantin Noica era o mână de oameni, puțini, care au fost rămas alături de ele, de discipolii săi, care i-au rămas alături chiar și când autoritățile comuniste l-au exilat la Plătiniș și au stat alături de el până la moartea lui Constantin Noica. Are o idee superbă acolo și asta face legătura între cele două forme de iubire, că până la urmă iubirea e un ansamblu. O idee foarte frumoasă și anume aceea că oamenii care sunt în jurul nostru, adică acei oameni pentru care fiecare dintre noi contăm. Da? Eu nu pot să contez decât pentru o mână de oameni care mă știu, mă cunosc. Sigur, am trecut prin momente în care te duci într-un oraș uriaș, într-un oraș foarte mare și ai de făcut știu eu ce lucru singur. Și te trezești într-o piață plină de lume în care nu te cunoaște nimeni. Și poți să faci ce vrei. Și nu, nimănui nu i-ar păsa de tine de acolo. Și atunci ai senzația aia că, wow, e foarte neplăcut să te simți singur așa într-un puhoi de lume în care nimănui nu-i pasă de persoana ta. Și atunci te aduce aminte de cei dragi, care sunt câțiva, nu pot fi mulți. Și zice Liceanu, acești oameni care sunt iubitul, iubita, dar elevul, discipolul, profesorul, prietenul și așa mai departe, cei câțiva, care formează în jurul nostru un fel de zid, plavoșă, între mine și lumea asta aspră, și care mă ajută să supraviețuiesc, să îndur confruntarea cu lumea complicată și aspră. Așa că trebuie să ajungem să prețuim mai mult pe acești câțiva oameni din jurul nostru. De asta avem tendința uneori să uităm și să îți descarci nervii pe cine, pe la care e mai aproape de tine. N-ar trebui să facem asta niciodată.
ar trebui să ne purtăm cel mai frumos în lume cu omul de aproape, de lângă noi. Și tot așa, deci, să ne prețuim profesorii, dar recunosc, să știți, asta e teorie, că eu personal, uite, nu mi-am găsit timp să zic o vorbă bună unor profesorii mei și meditând asupra acestor lucruri și întâmplându-se să aflu de un maestru al meu că e bolnav, așa am avut o spaimă și am zis, Doamne, dacă moare înainte să apuc eu să-i spun ce mult a contat pentru mine și i-am scris în sfârșit o scrisoare la câți de-a înaltă foarte târziu, dar bine că am făcut-o și atunci. Deci cam asta este, că nu ne găsim timp să cultivăm mai mult și să relația cu cei de aproape, pentru care noi contăm și care, la fel, ca relație contează pentru noi. Iar de partea cealaltă zic, din lecturile mele, în Banchetul, pe lângă minunatul mit al androginului, care spune că, bine, e invenția lui Platon. Asta că la început oamenii au fost ființe duble, bărbați și femei lipiți spate în spate, cu patru mâini, patru picioare, două capete, atât erau de armonioși și de puternici, încât zeii s-au temut, băi, ăștia, iau locul. Așa sunt minunați. Și atunci au trimis fulgere, o separată în două. Și de atunci încoace fiecare om își caută jumătatea aceea, oricare, potrivește orice corp. Și tot acolo e ideea aceea cu cele patru trepte ale iubirii, am reținut eu, care arată că ființa umană tinde spre o înălțare foarte frumoasă, de la treapta fizică, instinctuală, perpetuarea speciei, la treapta cumva morală, responsabilitatea față de pui, care apare și la animale, își fac cuib, își hrănesc puii, cea instituțională, socială, căsătoria, nu, care e artificială, la un moment dat sau multe societăți au cultivat-o așa, și treapta cea mai înaltă este aceea conceptuală, adică cel ceva e greu de conturat, greu de spus în cuvinte sau în forme sau și pe care artiștii tot caută, acel ceva care umple un gol în sufletul nostru și pe care avem mare nevoie. Deci, ceea ce toți căutăm. Și golul acela umplem, sigur, prin eros, prin iubirea de cuplu, dar și prin prieteni, și prin discipoli, profesori, și prin familie, frați, surori și așa mai departe, și desigur, iubirea de Dumnezeu, toate astea, toate formele astea au nevoie, ajung să adune în sufletul nostru, să umple golul acela. Că așa mi explic de ce se întâmplă unele lucruri. Și anume, mai zic o poveste scurtă. Am aflat-o și eu săptămâna trecută, am fost la un concert de cameră cu un violonistă și un pianist, pianistul Ștefan Dorigă, de la Dumnezeu, știu povestea, care ne-a spus că, ajungând la bucata cu balada lui Ciprian Porumbescu, și a adus aminte că, ia uite, să împlinesc 50 de ani de la filmul Ciprian Porumbescu. De la filmul a fost lansat în 1973. Filmul acela cu, cred că, Vlad Rădescu îl chema pe actorul principal, care așa rolul lui Ciprian Porumbescu. Și parcă Gheorghe Vitalides, dacă îmi vorbesc, vrea, e regizor. Ștefan Dorigă, pe ea pianistul, a povestit că el și violonista, echipa lor, au avut o serie de concerte în China, de puțină vreme acum, în contemporaneitatea noastră. Și la primul concert, ce mă chinez de ăștia mulți, orice concert avea public larg, larg, lume, multe, foarte multe lume. Și la primul concert, când am început, am ajuns la balada lui Ciprian Porumbescu și am început primele acorduri. Toată imensitatea aia de public au început să aplaude, să ovaționeze și s-au oprit o oficialitate, un comunist de lor, cineva, deci, nu, s-au și oprit din cântare. Și a venit cineva dintre organizatori, mi-a explicat, nu zice, acum 50 de ani în China era revoluție culturală, adică asta însemna că era cenzură, erau eliminate toate operele de artă străine, chinezul de rând avea voie să consume decât din interior, decât numai opere chinezești și alea cenzurate, foarte pudice, foarte curățate, ideologia foarte bună. Ei, și s-a strecurat în condițiile astea cu 50 de ani, un film dintr-o țară estică și ea comunistă, dacă nu întâmplător, filmul Ciprian Porumbescu. Și au aflat chinezii că în filmul ăsta undeva era un sărut.
Era o scenă cu un sărut. O, chiar este la întâlnire, pot să ne mai au momente la atunci. Și atunci, peste un miliard de chinezi au lăvărit în cinematografe și au văzut filmul Ciprian Porumbescu. Și pe fundalul scenei cu sărutul era balada lui Ciprian Porumbescu, balada, cunoscută aceea balada, despre care știau că deja am filmat de câteva ori, încât toată lumea învățase și i-a dat mare iubire față de această melodie. Când au ieșit în pauză, la sfârșit, aplauze, ovații, dar ăștia în pauză erau chinezi care eu primul salutau și fredonau, știau frazele de rost. Și nu numai oameni în vârstă care la vremea aceea erau foarte bine, ci au transmis copiilor, nepoților. Ei, eu m-am gândit, de ce această năvară, așa, această efuziune, pentru valul ăsta de să vizioneze atâția oameni filmul și să vrea să vadă scena salutului, de ce? Păi de ce? Pentru că sufletul fiecărui golul ăla pe care vrei să-l umpli cu. Deci râvna asta spre iubirea aia absolută, romantică. Eu ca profesor știu că sunt două mari curente care aici schimbă puțin. Iubirea romantică e cea absolută, perfectă, nemaipomenită, extraordinară. Și cam utopică și cam neadevărată. E un cercetător foarte serios, Alain de Botton, care într-o conferință TED demontea, desfințează iubirea romantică și spune la romantism, a sucit mințile oamenilor. Așa ceva, nu, o iubire ca aceea nu o să aibă nimeni niciodată. Deci e extrema aceasta, ceva spre care jinduiesc toți oamenii și vin modernii și zic, dom'le, iubirea e grozavă, e nemaipomenită, dar în momentul în care te-ai îndrăgostit, ești vulnerabil, poți fi rănit. Că nu, dintr-o dată, că bună e să îmi zic o vorbă rea cineva care nu îl cunoaște sau cineva pe care nu îl prețuiesc și alta e să-mi spună iubitul sau mama sau prietenul cel apropiat, acum mă doare, da? Atunci, iubirea mă vulnerabilizează și sigur că modernii au modelul celălalt, iubirea înseamnă și încântare și suferință și înălțare și cădere și extremele, are cele două extreme. Ei, cu un termen mai pământesc, am gândit la tot felul de cupluri celebre și le știți și, da? Dar, uite, am gândit la ceva ce cred că știți toți. La o situație din romanul Ion, că romanul Ion știe toată lumea. Și poate că elevii care l-au citit mai de curând mă pot și ajuta. Ia acolo, odată, iubirea Anei, Ana Baciu, cea urâțică, dar bogată, pentru Ion. Și este o iubire din aia de fluture care se duce spre lampă și își arde aripile. Îl iubește pe Ion necondiționat și în momentul în care ea vede niște lucruri, înțelege, îl vede pe Ion sărutându-l pe Florica atunci când se duce de mâncare la Cosaș, știe, înțelege, dar până când nu-i spune Savista la, spre sfârșit, că uite, Ion umblă pe Florica și așa și înțelege ea cum stau lucrurile la capăt și când înțelege asta, ce face? Se întoarce tot rău către ea, se pregăsește pe ea, se spânzură. Ana. În oglindă, știți că sunt două planuri acolo, în planul Ion și în planul familiei Herdelea. Laura, fata cea mare, a familiei Herdelea. De fapt, e titlul băiatul cel mai mare, Laura și pe urmă Ghidi, fata mai mică un pic. Laura e fată de măritat. În familia Herdelea, aici, la Ana, Ana nu avea mamă, n-a avut cine să o învețe, avea un tată și știți cum e familie. Tata nu stă de vorbă cu copiii, dacă le asigură adăpost și hrană, fac datoria, n-are ce vorbi cu copiii. Sufletelul copilului contează în familia tradițională. Vede. Și Ana e total lipsită de educație în sensul ăsta. În timp ce din coacela herdeleni, copilul are rând la vorbă. Ei îl așteaptă pe Titu să vină cu o părere. O întreabă pe Laura ce și cum. Ei, și la un moment dat, Laura corespondează cu un băiat, un teolog, George Blinea. Și băiatul se hotărăște și scrie părinților o scrisoare ca așa, nu se procedă. Și cere mâna fetei și menționează că nu vrea zestre, ceea ce era foarte important, că scandalele nu aveau ce da Laurei deloc. Și că Laura este informată, uite, George Mintea, că George Mintea
se revoltă și refuză pentru că era îndrăgostită de alt băiat. De Aurel, un student la medicină, un medicinist. Doar că Aurel era bătut la cap de acasă că asta nu e o fată pentru tine, că e fără zestre, că tu ești medicinist, că ești în familie bună și că trebuie să te însori un avantaj material. Și când Laura, la un moment dat, are musafiri acasă, fete și Aurel, își conduce musafiri despre marginea satului, fetele o iau mult înainte ca să-i lase singură, îi spune Aurel, uite, fiind am cerut de nevastă și părinții vor să mă rind cu el. Și Aurel, în loc să revolte, băi, cum? Mă rog pentru tine sau ceva de felul ăsta, nici vorbă, o sfătuiește, ar fi bine să accepți cererea, că e băia bun. Așa. Și Laurei îi place că spusese părinților că George e un pic mai scund și are părul cam rar și motive pentru care. În fine. E, și aici e interesant. Că Laura, care era crescută de o mamă iubitoare, de un părinți care au stat de vorbă copiii, au cultivat încrederea în ei înșiși, iau o hotărâre. Îl renunță la Aurel, dar definitiv, totdeauna, îi pare că e inadmisibil reacția lui, se întoarce acasă și spune părinților că îl ia pe vin pe adevărat, dar se oprește aici. În momentul în care a hotărât asta, ea începe să-l primească pozitiv pe Pintea, să-i vadă calitățile. Și asta face un cuplu perfect. Și romanul se încheie cu o mărturie, cum erau ei foarte fericiți. Și, deci, cumva, Laura manevrează și manipulează dragostea. Și aici ajung la ce am zis la început, că orice formă de iubire înseamnă prețuire. Trebuie să-l prețuiești pe celălalt, dar ideea este nu să-l prețuiești până când devine perechea ta sau, mă rog, până când se stabilește clarifică relațiile, ci tot timpul să nu uiți pe parcursul unei relații de orice tip ar fi ea, să nu uiți să-l prețuiești pe cel de alături. Că uite așa mai uităm și zicem de rău câteodată și hai să închei cu asta, coboram într-o zi scrie pe două femei în serviciu, vorbeau că fiau cineva și aud următoarea afirmație. Dragă, zice, și a țipat la ea de parcă era soțul ei. Adică cum? Adică soțul are dreptul să țipe și să zice domnul și să vorbească urât și nevastă lui. Păi nu, păi n-ar trebui. Păi ar trebui toată. Zic, cel mai frumos pe lume este să te porți cu omul care ți-a aproape. Și vorba părinte, trebuie să mai ierți din când în când dacă poți să faci asta. Vă mulțumesc! Dacă sunt întrebări pentru doamna profesoară? Dacă nu sunt, o să vă adresez întrebări foarte scurte și foarte precise. Este prezentă rațiunea în iubire? Este prezentă ce? Rațiunea în iubire. Măi, tocmai am zis că da, într-o anumită măsură. Care? Dar complicat. Știți cum e treaba asta? E așa. E... Nu omul, ființa asta umană. Mamifere, într-o bună măsură. Să nu se supere, au plecat pe capărintele, să nu mă certe. Eu, după mine, zic așa, că dacă e vorba că omul e făcut pe chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Păi mă gândim cum vine asta, că Dumnezeu nu e materie. Sigur, Michelangelo l-a pintat sub forma unui bărbat în vârstă cu... Dar nu, Dumnezeu este doar spirit. Și atunci, chipul și asemănarea lui Dumnezeu în ființa umană nu e fiindcă are doi ori cu un nas și o gură, zic. E spiritul, nu? E sufletul. E spiritul din om care seamănă cu Dumnezeu. Și atunci partea asta materială o fi de maimuță, cum a zis Darwin. Deci, omul ăsta care e așa o ființă, are coloana vertebrală, are creierul mic, care are toate instinctele alea, inclusiv instinctul de perpetuare a speciei, care e confundat cu iubirea câteodată, Platon a delimitat lucrurile astea, care e sistemul limbic, care înseamnă afecte și numai mamiferele au afecte, aia vine rațiunea neocortexului deasupra, care acum am urmărit niște mii de ani, puține dintre evoluția omului, da? Și creierul ăsta al nostru e în bună, mare măsură, dominat de partea aceea necuvântătoare, de creierul mic și de sistemul limbic. Cercetătorii spun, Heinz, parcă îl cheamă, cel care a zis că asta e elefantul
mare, puternică, așa, și neocortexul e călărețul. Și că, de fapt, elefantul e cam conduce și călărețul, din când în când, mai pierde controlul. Așa, adică iubirea pleacă din niște impulsuri, așa, și e dominată de comportamentul elefantului, dar de când în când, desigur, și călărețul vine și instalează niște elemente raționale. De-aia Platon zicea, iubirea lui platonică însemna, de fapt, iubirea conceptuală superioară, nu oricine poate să ajungă acolo. Deci, da, eu zic că sunt din amândouă. Mulțumim mult, doamne! Mi-am amintit de filmul
pe care l-am văzut cu negru care a ajuns într-un cartier rău famat. Și atunci le spuneam, copii, nimeni nu vă întreabă pe stradă legea a doua din Americii. Haideți să vorbim ceea ce doriți voi. Sacrificam o oră și ora următoare recuperam. Deci toate, nu treceam niciodată peste nevoile copiilor. În al doilea rând, le spuneam, eu n-am învățat carte de la profesorii care m-au ținut în stres. Nu vreau să fie ceva sub stres. Facem, stabilim următoarea condiție. Dacă intru în clasă și consider că nu te-ai pregătit, te ridici în picioare și spui, doamna profesoară, nu m-am pregătit pentru astăzi. Dacă aștepți la cotitură, dacă te ascult sau nu, s-a terminat înțelegerea. Mai făceam următoarea chestie. Când vedeam că cineva nu știe lecția, și vreau să vă precizez că am lucrat cu copii care proveneau de la țară, care nu... practic nu aveau cu cine să discute. Îi dădeam voie să-și învețe lecția lor, dar îi dădeam două puncte. Așa că atmosfera era foarte plăcută. Deci, asta a fost și vreau să vă spun că mă simt extraordinar de fericită când mă întâlnesc cu foști elevi din promoțiile 74 când am venit în oraș, mă opresc pe stradă și mă salută. Eu nu-i mai știu, bineînțeles, dar îmi spun, ați fost grozavă, ne-ați iubit și nu ne-ați persecutat. Acum, ca dirigintă, am aproape în fiecare an, aveam două dirigenții, una la zi și una la serat. Nu se plătea una. Și am preferat să lucrez cu clase de băieți. Cum făceam, cum procedam? La început încercam să, cum să vă spun, cu sufletul neîmpătat, așa, să fiu puțin mai dură, dar pe parcurs își dădeau seama de fapt că am un suflet mare și că îi iubesc și ajungeam să fim prieteni. Faptul că a dat rezultate activitatea mea a fost că niciun elev la clasă la care am fost dirigintă nu a rămas repetent niciun elev și nu a abandonat școala niciun elev. Și am să vă spun concret. Am avut în clasă copii, în clasă copii, ai căror părinți erau plecați sau, un caz foarte delicat a fost când a murit mama fete, iar tatăl ei s-a căsătorit cu cea mai bună prietenă a mamei și a plecat în Anglia. Era o fetiță foarte bună, a început să lipsească, am stat de vorbă cu ea, am reușit să o conving să termine liceu. Țineam legătura cu bunica ei, cu care mă întâlnesc pe stradă acum, se ridică în picioare și îmi spune mulțumesc ce ați făcut pentru ea. Este în Anglia, a făcut facultatea, are o familie frumoasă. O altă situație a fost tot cu o fetiță de la liceul teologic,
Mama a plecat în străinătate, rămase cu bunica, dar ai cunoscut un tânăr mai mare decât ea și apoi convinsese să renunțe la școală. A fost o luptă puternică până am convins-o să rămână în continuare. Pentru mine, cazul cel mai interesant a fost situația unui elev de la liceul teologic, pentru că eu am predat atât la Petru Conic, cât și la liceul teologic. În momentul în care l-am luat în clasa a noua, vedeam că dacă mă apropii de el, trăsare, era frică. Și atunci am stat și l-am urmărit. Și la un moment dat am remarcat că îi lipsea un smoc de păr din cap, din creștetul capului. Ca să-i dau încredere în el, l-am numit șeful clasei și în felul acesta puteam să discut cu el. Am aflat de fapt că mama bea, îl bătea, izbea cu capul de șfonier. A umblat pe la diferite cămine. După aceea a avut șansa să ia o mătușă în care a cunoscut și el liniștea și toate astea. Din punct de vedere intelectual, era puțin așa, mai jos. Dar am avut grijă să-l încurajez. I-am stimulat încrederea în el și acum termină teologia. De câte ori vine în oraș, vine să ne vedem. Deci, acestea sunt satisfacțiile pe care le ai ca diriginte. Și referitor la seral, mai dau un exemplu. După cutremur, din 77, blocul în care stăteam s-a fisurat. Cu intervenții am reușit să obțin aprobarea pentru apartamentul în care stau acum, dar mi s-a pus condiția să efectuez 200 de ore de muncă patriotică. Am intrat la serală într-o oră și eram necăjită. Și m-am întrebat băieții. Unii erau mai în vârstă ca mine. Ce-ați plăcit? Păi uitați care-i treaba. Stați liniște. Mâine la ora 3 venim toată clasa acolo și efectuăm cele 200 de ore de muncă patriotică. S-au dus la inginer și au întrebat ce trebuie să facem ca să dați doamnei adeverința de muncă patriotică. În 2 ore au rezolvat și eu am primit adeverința pentru muncă patriotică și am primit apartamentul. Și cea mai dragă prietenie a fost cu în prima promoție în 78, când au terminat, o fată extraordinar de frumoasă, deșteaptă, tot ce vrei. Mama ei era o fire de-asta care nu prea o interesa de pică, s-ar nu disputa prea mult, era interesată de viața ei personală, se căsătorise cu un individ care știa să o manipuleze ca să se ocupe mai mult de el, nu-și cunoscuse tatăl care era
avea un grad mare în armată. Mi-a povestit că fiind studentă s-a dus și la cunoscut și a plecat și mai dezamăgită de acolo. Atunci, eu am devenit confidenta ei. De câte ori avea ceva de discutat, venea, ne întâlneam amândoi. A fost o persoană care a suferit enorm. După ce a terminat facultatea, a plecat afară, a fost ban în America, în Germania, a ajuns foarte bine, era foarte deșteaptă. În schimb, nenorocirile au urmărit-o toată viața. De 2-3 ori a învins lupta cu cancerul. Când a simțit, când am aflat că este într-o situație dificilă, i-am cumpărat o icoană, i-am spus câteva gânduri bune, am sfințit-o și i-am trimis-o să o aibă cu ea. Și îmi spunea că o lua în spital unde era. La rândul ei, când a simțit că se apropie sfârșitul, a venit în țară și mi-a oferit lănțișorul cu ciulița de aur pe care a purtat-o tot timpul. Cred că a fost modul ei de a-mi arăta prețuire și iubire. Iar apropo de iubire și prețuire, pentru mine nu există iubire dacă nu este dublată de respect. Știți, cumva, este o vorbă cu respect, cu respect deschis sufletul, dar cu iubire îți păstrezi locul în el. Deci, dacă credeți că v-am spus ceva interesant, mă bucur. Dacă nu, îmi cer scuze. Cam asta, poate, așa poate vorbim profesor de fizică. Fost profesor de fizică. Mulțumesc. Dacă cineva dorește să adreseze o întrebare doamnei profesor. Consider că ați povestit, recunosc că întrebările pe care le-am dumneavoastră le-ați epuizat în discursul din intervenția dumneavoastră, deci am putea spune că prin prezentarea și a cazurilor particulare, că tocmai asta vreau să vă întreb, despre cazurile particulare pe care le-ați întâlnit de-a lungul carierei dumneavoastră profesionale, consider că ați satisfăcut publicul cu tot ce... Deci, exact cum a spus doamna profesoară Voidiu, am mai multe cărți, printre care prima carte a fost Marele Mistere ale Sufletului, care mi-a făcut-o cadou scriitorul olimpian Ghera. Deci, cumnatul meu, Întrebări și răspunsuri pentru profesorul dirigente, care a fost cotată drept una dintre cele mai bune cărți de pedagogie, o carte pe care am scris-o când s-a împlinit un an de la moartea soțului meu, Amintiri în singurătate, o carte pentru scriitorul olimpian Ungherea, exact la un an după înmormântare, în care mi-am explicat regretul că n-am reușit să-i spun. Ultima carte, nici nu mai știu, este Adolescența paletă sentimentală. Iar acum lucrez la o carte intitulată Viața văzută prin ochii mei, în care descriu cu inima deschisă toate experiențele trăite, voi spune și ce-am greșit și ce-am făcut bine,
urmează să apară, deci și un lucru pe care îl abortez acolo este trăirea spirituală. Am crescut în perioada comunismului și cum am reușit să ajung la persoana care am acum un mic un colțișor al meu cu icoane în care aprind zilnic lumânări și mă rog zilnic. Exact ne găsim liniștea. Încercați să vedeți că are un efect extraordinar. Vă mulțumesc! Câteva persoane emoționate până la lacrimi și mă bucură de spus de mult pentru că am avut în seara aceasta, recunosc că au trecut deja 2 ore și ceva și despre iubire se pot vorbi zile și nopți întregi, așa că evident că eu sunt convins că fiecare persoană din această sală are o experiență personală, are câteva povești, amintiri și așa mai departe, pe care le poate oricând sau nu cu foarte mare ușurință, împărtăși cu cei din jur. După aceste 2 ore și ceva, am descoperit iubirea din mai multe colțuri. Am văzut-o ca obiect sau ca obiect teologic, am văzut-o ca o relație, un raport de respect, da? Dintre profesor și elev, de profesor și între discipoli și maestru, între dirigente și elevii săi și o perspectivă literară, de asemenea una filozofică internă, am putea spune, și după toate acestea vă las pe dumneavoastră, dar este concluziile. Îmi propuneam după simpozion să dureze o oră. Nu mi-am calculat bine timpul și organizarea, deoarece am fost surprins de bogăția discursurilor pe care s-au auzit astăzi și sper că și dumneavoastră la fel și sper că aceste discursuri v-au făcut sau vă determină să căutați mai mult despre ceea ce înseamnă iubire. Să reușiți să înțelegeți fenomenul acesta fundamental nu numai într-o perspectivă pur rațională și științifică, dar nici sub amprenta unor afecte copleșitoare. Aș putea spune că iubirea trebuie văzută în viață, atât obiectiv, să avem o perspectivă obiectivă, științifică, teoretică, rațională, cât și o trăire, să avem o trăire, da? Pentru că iubirii îi se potrivește foarte bine un citat care este latin, dar este cu inspirație neotestamentară. Ego sum via veritas et vita. Eu sunt calea, adevărul și viața. Adică, cum Aristotel, de exemplu, spunea în Metafizica că iubirea este acea forță cosmică care pune totul în mișcare, care de fapt formează și determină expansiunea Universului. Erosul acela aristotelic, da, care de la punctul imobil, primordial, care este intelectul suprem, da, divinitatea, care este imobil, da, și totul se învârte în jurul acestui punct primordial doar prin intervenția forței erosului, forței pasiunii, a iubirii și mai departe. De exemplu, Grigore de Nisa spunea că iubirea arzătoare se numește dragoste. Deci avem, pe o parte, perspectiva aceasta pasională a dragostei, care se manifestă în tinerețe, precădere. Dar avem și perspectiva total rațională, aș putea spune. Avem perspectiva legământului, comuniunii, pentru că asta înseamnă iubirea desăvârșită, o comuniune cu obiectul iubirii, fie că este un om, o ființă materială, fie că este o ființă suprasenzorială, da? Adică divinitate. Platon definea conceptul acesta al iubirii
prin simplu fapt că sufletul nostru provine de la zei, cum spuneau ei, pentru că evident că vorbim despre Grecia antică, nu putem vorbi despre divinitate, despre monoteism, nu putem vorbi despre divinitate, ne referim la, el spunea că sufletul provine de la zei și trupul de la titan, adică de la întruchiparea spirituală, adică ființele telurice, strict telurice. Iar astfel, sufletul tot timpul aspiră la partea sa de origine. Adică dorește să urce către acel punct primordial de la care a pornit totul, care se află în vârful, cum am putea spune, al cosmosului. Da? Și iubirea este tocmai acea forță care face ca sufletul să se apropie cât mai mult de cosmos. Și prin faptul că observăm un lucru frumos, material, fizicește vorbind, fie că este un peisaj natural, fie că este o persoană, fie că este, fie că admirăm inteligența unei persoane sau subtilitatea ei, noi admirăm sufletul nostru, admiră implicit conceptul de inteligență și conceptul de subtilitate și conceptul de frumusețe, ideea de frumusețe care se află în cosmos, în concepția lui Platon, și sufletul nostru doar dorește să acceagă la patria sa de origine, locul de paștină, de unde provine. Și în încheierea acestui simpozion, și aș dori să adresez mulțumire tuturor care au stat până la final, după 2 ore și jumătate, să ne asculte cum vorbim despre iubire. Și mă bucur și pentru cei care s-au implicat în dialogul nostru sau în simpozionul nostru, am putea spune. Și vă invit și la activitățile ulterioare organizate de Clubul Regelui Praști, de Cel, Bacău, în general, pentru că ăsta este scopul nostru suprem, să arătăm uneștirii, poate și județului, că se mai poate discuta și despre aceste subiecte. Iubirea nu trebuie să fie o temă tabu, un subiect tabu. Și trebuie să ne gândim, să ne oprim asupra acestei probleme, să o tratăm cu respect și cu admirație în același timp și să putem trage niște concluzii personale pe care le putem împărtăși prin plasul de simpozion, de exemplu. Și încurajarea gândirii critice, care a mea este o mare, mare, o mare, o mare lipsă, o mare lacună în societatea noastră, să spunem, trebuie să ne formăm spiritul critic, trebuie să încercăm să ne exprimăm o opinie în mod coerent și să putem ușor, ușor să gândim corect. Pentru că asta este rolul și scopul, de fapt, al simpozionului așa, tuturor activităților pe care să le facem de acum încolo și eu, ca președinte al acestei organizații, o să asigur fiecare lună până eveniment de acest tip. Și sper ca invitații pe care am avut eu în această zi și noi în această seară să mai accepte multe provocări ulterioare și să discutăm și despre alte teme. După terminare, după încheiere, vă invit, dacă doriți, să mă lăsați în persoană întrebări, mie sau invitațiilor mei. Afară este suc, este apă, sunt câteva lucruri de mâncare pe care le putem savura, nu numai liniște, ci și într-un dialog despre pe tema simpozionului iubirea sau pe altă temă. În încheiere, aș dori să adresez mulțumiri tuturor celor care au participat astăzi la acest simpozion și să vă încurajez să mai participați la astfel de activități, deoarece, din punct de vedere, două ore și jumătate, nu sunt pierdute, ci sunt, ba din contră, câștigate. Mai ales cu astfel de temă și mai ales cu astfel de invitații. Și nu uitați, dacă dragostea e mea, nu e nimic. Thank you.